Bună seara, sunt Tatiana Andrieș și chiar dacă am lipsit o perioadă dintre dumneavoastră, în acest timp m-am gândit cu ce noutăți aș putea să vin pentru dumneavoastră și doamnele începătoare și doamnele care au mai multă experiență, noutăți pe care nu le veți găsi pe alte canale de YouTube. Acum este perioada în care toate creatoarele de conținut pun în evidență lucrări croșetate și nu vreau să încalc teritoriul nimănui. De aceea m-am gândit la anumite aranjamente pentru brăduți, care, așa cum vă spuneam, nu le puteți găsi pe canalele noastre de YouTube. În această seară vom lucra împreună acest aranjament, o fondiță cu un clopoțel realizat într-un mod un pic mai deosebit. Aici l-am lucrat într-o dimensiune mai mare, pe culoarea albă. Fondița, după cum vedeți, este de culoare albastră. Voi realiza cea de-a doua pe culoarea albă și în același timp vă voi explica și modul în care se poate face acel tip de fundiță. Pentru a face clopoțelul, o idee pe care cred că puține dintre dumneavoastră o cunoașteți. Am înșiruit mărgeluțele pe aceste clame, ace de siguranță, să le spunem, pe care le avem în casă toată lumea. Avem nevoie de astfel de 10 clămițe pentru fiecare clopoțel și pe acestea noi vom înșirui mărgeluțele. Mărgeluțele, din nou, la atitudinea dumneavoastră, pot fi în culorile pe care le doriți, în dimensiunile pe care le doriți sau de care dispuneți dumneavoastră. Aceste clămițe sunt mai mici decât celelalte, pe acestea vor intra doar 5 astfel de mărgeluțe, le vom înșirui în felul acesta. Eu mi-am pregătit dinainte tot ceea ce trebuie să necesarul pentru crearea clopoțelului, însă vreau să vă arăt modul în care putem realiza fiecare clămiță în parte, deci înșirui aici mărgeluțele și după aceea, deci aici îmi vor intra 5 mărgeluțe de acest tip. Dumneavoastră, dacă lucrați în funcție de tipul mărgeluțelor și de mărimea lor, veți folosi fie mai multe, fie mai puține. Iar apoi voi închide clămița în felul acesta. Astfel, deci, cum vă spuneam, avem nevoie de 10 astfel de clămițe îmbrăcate în mărgeluțe. Cum vă spuneam, eu le-am pregătit pe ale mele deja. Voi trece direct la realizarea. Scuzați, a căzut cutiuța. Voi trece direct la realizarea clopoțelului. Pe firul metalic voi începe cu fiecare nuanță și voi înșirui aici clămițele în partea de sus, după cum vedeți. Felul acesta, cu atenție ca toate mărgeluțele să fie îndreptate înspre noi. După cum vedeți, fac în felul acesta. Deci din fiecare am luat câte una, pentru că voi face în degradé, chiar dacă nu se distinge bine pe cameră culoarea. Sunt diferite nuanțe de albastru. Felul acesta. Deci le-am înșiruit pe toate 10 aici, iar acum voi strânge. Le voi uni în felul acesta. Voi face aici
voi roti așa un pic, pentru a le da un pic de siguranță. Și acum voi scurta firul metalic. Le voi pune pe masă în felul acesta. Nu am prezentat materialele dinainte, din lipsa timpului. Iar acum vom continua. Să închidem clopoțelul și să-i dăm formă. De această dată voi folosi aceste mărgeluțe albe, care au un diametru de o jumătate de centimetru, și voi începe în felul următor. Voi lua fiecare clămiță în parte, voi intra prin această gaură de aici, de jos, cu firul metalic, voi pune o mărgeluță, apoi voi trece prin cea de-a doua clămiță, exact prin gaura care este în partea de jos. În felul acesta vom prinde fiecare clămiță în parte. Între clămițe, așa cum ați văzut, mărgeluța de o jumătate de centimetru. Și vom merge de jur împrejur până la capătul rândului. În felul acesta. Dacă este nevoie, tragem un pic firul. Este metalic, nu se rupe. Eu am avut o conjunctivită și văd un pic mai dificil. De aceea nici nu am putut lucra prea mult aceste zile, pentru că m-a deranjat și încă mă deranjează ochii. Am tras un pic de curent și m-am oprit un pic din a filma noaptea sau dimineața foarte devreme. Deci voi continua în acest fel până când voi ajunge la capăt, voi introduce în fiecare clămiță firul metalic și voi pune și mărgeluța care va separa și în același timp va da forma clopoțelului. Sper să vă încânte această idee, sper să vă placă, pentru că cred eu că arată destul de bine, dă destul de bine ca ornament pentru brăduț și este și ușor de realizat, foarte ușor, nu necesită mult timp. Acum am ajuns la capăt, voi pune ultima mărgeluță. După cum vedeți, am ajuns. Iar aici, din nou, vom roti firul metalic, în felul acesta. Să-i dăm un pic de stabilitate și voi scurta firul. Voi scurta acest fir. După care, din nou, voi încerca să-i dau cât mai multă stabilitate. Voi scurta aceste capete. Vom ascunde această parte în interior, în modul în care să nu se vadă. După care, în același mod, voi proceda și în partea de deasupra. Deci strâng bine, în felul acesta, voi scurta firul metalic și clopoțelul este aproape gata.
Următorul pas pe care trebuie să-l facem este să aplicăm aici sus o altă mărgeluță care să dea aspect, să dea o altă formă și în același timp care ne va ajuta să petrecem un fir cu care vom pune apoi ornamentul în brăduț. Eu voi folosi lipiciul lichid, voi pune din abundență pe mărgeluță, trebuie să fim atente să lăsăm găurile în afară. Această mărgeluță are un diametru de 1 cm. Puteți folosi și lipiciul cald. Vom fixa bine aici. Și în timp ce se usucă bine, vedeți în felul acesta, eu voi pregăti panglicuța pentru a continua lucrarea noastră. Vom fixa bine, bine și îl lăsăm un pic să se lipească, să prindă toate părțile, în felul acesta. Iar eu voi pregăti pentru panglicuța acum. Între timp am pregătit panglicuța de care avem nevoie. Am folosit panglicuță cu lățimea de 5 cm, de culoare albă, așa cum vedeți. Am tăiat 3 bucăți. Cea mai mare are o lungime de 25 de centimetri, după cum puteți vedea. A doua are o lungime de 20 de centimetri, iar cea de-a treia are 15 centimetri. Acum cu bricheta voi sigila un pic panglicuța, nu foarte mult, pe margini, pentru că dacă o sigilăm prea mult ne va deranja în momentul în care creăm fondița, doar atât cât să nu se desfacă. Și vă voi arăta modul în care putem realiza acea fondiță. O voi face un pic mai mică decât cea albastră, pentru că și clopoțelul este mai micuț. Deci am sigilat fiecare bucățică în parte. Vom avea nevoie de un ac cu ață, cu ață albă. Îl pun aici de o parte. În acest moment voi lua panglicuța cea mare de 25 de centimetri, o voi pune exact în două, în felul acesta, voi fixa aici jumătatea, da? După care voi petrece puțin de o parte și de cealaltă, deci voi pune în felul acesta în două, însă voi petrece un pic de o parte și de cealaltă atât cât să pot să dau siguranță țesutului. Acum cu aceasta, să fiu atentă să pun exact, o voi pune odată în două, în jumătate, deci în partea în față o îndoim, una dintre părți o pliem în sus, apoi cea de-a doua parte o pliem din nou în sus și pe ea. În acest moment vom fixa totul cu acul. Voi intra cu acul pentru a prinde toate părțile în felul acesta. Fondița nu se va desface. Deci mai întâi vom face partea cea mai lungă. Dacă doriți să fie mai mare, puteți să o faceți mai lungă. Însă eu o fac acum în funcție de mărimea clopoțelului. Voi lua cea de-a doua parte de panglicuță, cea mai un pic mai scurtă. Voi repeta în același mod.
Voi pune în două, voi petrece un pic de o parte și de cealaltă. Un, în doi, la jumătate, exact, după care, din nou, voi întoarce parte și cea de-a doua, în felul acesta. Voi trece și prin aceasta cu acul pentru a-i da un pic de siguranță. În felul acesta. Veți vedea că în momentul în care veți realiza o astfel de fundiță, vă va fi foarte, foarte ușor să faceți cât mai multe și astfel să aveți cu ce decora brăduțul. Într-un mod mai deosebit, nu cu acele fundițe cumpărate, le putem face noi. Dacă cumpărăm panglicuță, putem foarte bine să le realizăm acasă. Acum, cu aceasta, o voi pune și pe aceasta în două. Ultima parte o voi pune în patru, în felul acesta, iar cu foarfecul voi tăia oblic, ați văzut? Putem tăia și invers, în cealaltă direcție. Felul acesta. După care din nou voi proceda în același mod. O voi pune această pânglicuță în două. Voi întoarce această parte. Aceasta este mai simplă de realizat pentru că este doar într-o singură bucată. Deci, îi fixăm mijlocul. Exact. Voi intra din nou cu acul și aici. După care, voi roti un pic de jur împrejur. Felul acesta îi voi da stabilitate și voi face aici dedesubt un nod. În caz că mi se pare că este vreun colțișor care nu l-am prins, îl voi prinde și pe acesta. Vom face un nod. Îl voi face și pe cel de-al doilea. Voi da așa firul de două ori după ac, să fie un nod dublu. Astfel da mai multă stabilitate fundiței. Scurtăm firul și uitați-vă că am realizat această frumusețe. O putem presa în felul acesta. Bineînțeles, eu cealaltă, așa cum vă spuneam, am făcut-o mai mare pentru că și clopoțelul este făcut pe agrafe mai mari, pe clame mai mari. Acum avem nevoie de acest fir sau chiar de firul transparent, de firul de care dispuneți dumneavoastră. Voi trece prin mărgeluța mare cu croșetul. Voi scoate în afară, în felul acesta. Voi scurta acest fir. Voi face aici un nod.
voi scurta și acest capăt de fir de aici, ca să nu deie urât, să se vadă frumos. Și voi trage un pic înăuntru pentru a ascunde nodul. Din nou cu lipici, fie lipiciul lichid, fie lipiciul la cald, cel de care dispuneți dumneavoastră. Vom pune aici pe mijlocul fundiței pe care am lucrat-o, în felul acesta. Și vom lipi mărgeluța mare. În acest mod. Astfel am realizat un ornament deosebit, un ornament pe care putem să-l creăm noi singure cu ceea ce avem în casă, fără să fie nevoie de prea mult timp, fără să fie nevoie de multă muncă. Eu am abordat acestea, așa cum vă spuneam, pentru că până când nu trece această conjunctivită, nu vreau să forțez ochii să lucrez cu croșetul și de aceea voi veni cu câteva tutoriale care le puteți realiza cu ușurință și care nu fac parte din categoria celor croșetate. Este nevoie de un pic de timp ca să se fixeze aici. Aceasta este ceea ce am vrut să vă prezint în această seară. Să știți că nu am dispărut, nu v-am uitat. Uitați-vă, acesta este rezultatul. Sper să vă placă. Acesta încă nu-l pot ridica pentru că trebuie să se usuce bine. Acesta este ornamentul. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Tatiana Andrieș și voi reveni cu un nou tutorial care să vă încânte, sper eu, foarte mult. Mulțumesc noilor înscriși. Ca întotdeauna vă rog să dați un like, să lăsați un comentariu. În cazul în care aveți nedumeriri, puteți să-mi scrieți pe pagina canalului. Eu vă voi răspunde, cum am făcut întotdeauna. Sunt Tatiana Andrieș și vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o seară frumoasă și o noapte binecuvântată. La revedere!